câmpurile electromagnetice emise de telefoanele mobile ar putea cauza Alzheimer, potrivit unui nou studiu. Majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că acumularea în exces de calciu în creier este cauza Alzheimer. Câmpurile electromagnetice, EMF, emise de telefoanele mobile, spune studiul, ar putea cauza sau agrava această acumulare de calciu. Modelele animate par să susțină această teorie, potrivit experimentelor efectuate de cercetători. Oamenii foarte tineri care sunt expuși la radiații de telefoane mobile sau Wi-Fi timp de multe ore pe zi pot dezvolta demență digitală, au transmis oamenii de știință. Maladia afectează de asemenea în mod disproporționat comunitățile, însă oriunde apare, Alzheimer poate ucide. Unul din trei bătrâni moare din cauza acestei boli sau a altor demențe. Aceasta nu este prima dată când câmpurile electromagnetice sunt legate de probleme de sănătate, în timp ce Institutul Național al Cancerului din SUA susține că orice legătură între EMF și cancer este puțin probabilă și că, de fapt, cantitățile normale de EMF nu afectează oamenii. Experții spun că există și alte probleme mai frecvente cu care a fost corelată, inclusiv iritabilitate, durere de cap, insomnie și alte simptome îngrijorătoare. Orice asociere între boala Alzheimer și telefoanele mobile este încă destul de marginală, dar intrigantă și de rău augur, având în vedere cât de răspândite sunt dispozitivele mobile, adică suficient de răspândite cât să justifice investigații suplimentare.